Către ziua cunoștinților 1 septembrie, mai mulți reprezentanți ai Partidului Democrat din Moldova au întreprins acțiuni de caritate în raioanele țării. Membrii Partidului Democrat din Moldova ajută nu numai familiile și copiii aflați în dificultate, dar și instituțiile de învățământ, pentru ca acestea să-și îmbunătățească baza tehnico-didactică. La mai multe instituții de învățământ din raionul Drochea, democrații au venit cu ajutoare materiale. La începutul anului școlar, vicepreședintele Partidului Democrat a raionului, Gheorghe Clemăuțan, a venit în instituția de învățământ din satul Nicoreni cu un set de mobilă, calculatoare pentru sala de informatică, tomberoane și bănci de odihnă. Toamna nu este doar sfârșitul anului calendaristic al plugarilor. Este un început de an al învățătorilor, care sunt și ei semănători, dar sunt semănători de lumină în chipurile elevilor, adică în chipurile voastre. A fost greu că nu numai unul, dar am trei la școală și încă unul învață la Drochea la școală. Și nu a fost greu, dar ne-am stăruit așa. M-am putut. N-am cumpărat haine dintre cele mai scumpe. Ne-am uitat la toate lucruri și așa niște prețuri mai mici, mai... ca să putem puteți măcar o leacă, să-i înnoiem, să-i... Dorim vă multă sănătate și din partea echipei Partidul Democrat, cu suportul Gheorghe Clemăuțan, prim vicepreședinte al Partidului Democrat, cu mic prezent care vă bucura în viitor. E, de cum ar mers, ne-am stăruit, pentru că avem posibilitatea să plecăm peste hotară și ne-am dat stăruința. Cam cu greu, dar mers. Un stimați profesori, iubiți copii, astăzi pentru dumneavoastră, cât și pentru profesori și pentru copii, este o zi semnificativă în viață. Astăzi fac primul pas în gimnaziul dumneavoastră, copiii satului Nicoreni în clasa 1. Uitându-mă la dumneavoastră copii, îmi fac o concluzie că satul Nicoreni este un sat cu natalitate, un sat care are viitor, un sat cu copii, cu gospodari. În această școală se vor educa viitorii scriitori, poeți, miniștri, parlamentari. Vă doresc multă, multă sănătate profesorilor, în primul rând. Vă trebuie multă sănătate ca să educați această generație. De dumneavoastră, domnilor profesori, depinde viitorul statului nostru. De dumneavoastră, stimați elevi, depinde tot ce se va petrece în țară. Schimbările sociale, politice, economice, numai voi, studiind cartea, făcând carte, iubind cartea, veți fi aceia care îți face restructurarea în acest stat, veți fi aceia care veți promova valorile europene, veți fi aceia care ați scoate demnitatea, mândria, economia statului nostru la nivel mondial. Numai prin carte, numai prin studiere, voi veți fi adevărați viitori ai statului. Eu vreau să vă doresc multă, multă sănătate, în primul rând la toți. Într-a doilea rând, pentru aceia ca dumneavoastră să studieți, să învățați bine, echipa Partidului Democrat și-a adus aportul pentru școala dumneavoastră, pentru satul dumneavoastră, pentru dumneavoastră personal. Noi, încă din astă toamnă, am adus 250 de copaci și am sădit aici, în prejurul școlii și stadionului dumneavoastră. Am adus 250 de trandafiri care am sădit cu aportul dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul echipii tineretului Partidul Democrat din sat, în prejurul școlii și grădiniței. Am adus 15 mingi de basketbol, futbol, volei, seci profesionale pentru porțile sportive la stadionul de futbol și basketbol. Deci am contribuit cât și de puțin la ajutor pentru școala dumneavoastră, pentru satul dumneavoastră. Noi încă o dată, echipa Partidul Democrat, vă dorește multă, multă sănătate și
un viitor european. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim foarte mult, vă doresc succese în acumularea noi cunoștințe, multă sănătate și multă răbdare și de asemenea și profesorilor le mulțumim anticipat și le dorim un an ușor, să aibă cât mai multă răbdare cu copiii noștri și le mulțumim și sperăm că vor fi ascultători pe parcursul anului. Noi, cu ajutorul echipei Partidului Democrat, am avut grijă ca voi, venind la un început de an școlar nou, să aveți și unde vă odihni, după cum vedeți, mă refer la scaune și de asemenea să păstrați puțin curățenie și v-am adus și câteva tomberoane pentru gunoi. Vă doresc succese și un an ușor! Pe parcursul ultimilor luni, mai multe familii aflate în dificultate, mai multe instituții de învățământ din raionul Drochea au beneficiat de ajutor material și financiar din partea Partidului Democrat al raionului Drochea. Membrii acestei echipe reacționează la orice apel al cetățenilor pentru a le ușura nivelul de trai. Echipa Partidului Democrat este o echipă care optează pentru reducerea sărăciei, pentru crearea noilor locuri de muncă, pentru ca copiii din Republica Moldova să ducă un trai decent. Partidul Democrat din Moldova privește în viitor. Suntem foarte bucuroși și chiar mulțumim la toți oaspeții care ne-au fost astăzi împreună cu noi la prima zi, la Ziua Cunoștințelor și cu deosebită plăcere aducem mulțumiri fracțiunii Partidului Democrat care ne-a venit în dar cu 5 calculatoare și mobilă pentru ele, care va fi o parte din amenajarea cabinetului de informatică prin aportul scaunelor pentru amenajarea teritoriilor, tomberoanelor și inventarului sportiv. Suntem foarte bucuroși pentru că avem noi calculatoare și o sală unde putem să ne facem orele de informatică bine. Și suntem mulțumiți pentru toate performanțele din școală.